Pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 nu face ravagii doar în domeniul Horeca, ci și în rândul celor care comercializează produse confecționate din blană, care sperau să-și mărească veniturile odată cu fluxul mare de pelerini ce ar fi urmat să tranziteze zilele acestea orașul Iași. Dar cum acest lucru nu este posibil, vânzătorii au fost cei afectați. Veniți din toate colțurile țării, comercianții de blănuri se plâng că în acest an vânzările sunt considerabil mai mici, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Încasările de anul acesta nu se ridică nici măcar la 10% din veniturile pe care le obțineau în trecut. Mulți dintre vânzători sunt înspăimântați de gândul că nu își vor putea acoperi cheltuielile din acest an din cauza numărului scăzut de clienți. De unde ați venit cu produse din blană? De la Piatra Neamț. Și cum e anul acesta? Prost, cum să vede. Din cauza COVID-ului sau conjunctură de așa, natură care nu ne ajută. Dacă ar veni pelerinaj în alte zone, poate să mai făcea vânzare, dar așa, foarte slab. Mi-au anunțat să aducem bani și după aceea s-a închis pandemia cu tot. Deci atunci când ați plătit chiria, nu ați știut? Da, zicea că se ține pelerinajul, dar acum, după ce au luat bani, au închis pelerinajul. Și mai degrabă nu mai trebuia să spui de prima dată, nu ne mai aduceași pe noi, dacă zici că e COVID, pe noi cine a mai chemat aici? Ce sumă ați plătit ca și timp? 3.000 de lei. Credeți că vă recuperați banii ăștia? Nu mai timp. Dacă mai țin vreo săptămână, și în halul ăsta tot nu-i scoți. Până nu a apărut pandemia asta, da, dar acum nu mai... Foarte greu, foarte greu. Cam cât ați vândut anul ăsta? Anul ăsta? Păi e început de... Când a început aici piața? Vineri? Foarte puțin, două blănuri, dacă... Deci puțin. Reușiți să vă acoperiți măcar costurile, cazarea, Nu, nu, nici de cum, nu, nu. Deci foarte rău, ce să vă zic. Dezastru. Aproximativ 100 de comercianți și producători de blănuri încearcă să își vândă mărfurile în aer liber în aceste zile la Iași.